Echipa de handbal fete CSM Ploiești a început sezonul fără achiziții, iar primul meci oficial l-a disputat deja la Oțelul Galați, a doua echipă din Liga Națională. Principalul Gigi Ionescu nu e revoltat că noutățile întârzie să apară. El spune că perioada de transferuri se încheie la începutul lunii februarie, iar până atunci cu siguranță vor veni jucătoare noi. Și handbaliștii CSM-ului au stabilite noi meciuri de verificare. După un duel cu Bucureștiul, ploieștenii vor susține încă două partide până la reluarea campionatului programată pentru finalul săptămânii viitoare, atunci când vor juca la Bucovina-Suceava.